un singur verset din cartea 1 Samuel, de la capitolul 16, versetul 14. Pagina Scriptură 308. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 14. Unde găsim scrise următoarele cuvinte. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că pe pământul acesta greutatea și responsabilitatea vieții noastre nu stă numai pe umerii lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit pe pământul acesta cam tot ce ține de viața noastră și de deciziile noastre să punem responsabilitatea pe umerii lui Dumnezeu și tot ce ține de pământul acesta să spunem dacă Domnul va voi, dacă Domnul nu va voi, până la un punct este corect și drept, dar dincolo de faptul că Scriptura spune că El este acela care ne dă putere, aș vrea să vă spun că noi nu suntem lipsiți de responsabilitate. Nu o să poți să pui totul pe umerii lui Dumnezeu să-i spui dacă Domnul n-a vrut. Va trebui în seara aceasta să învățăm că avem responsabilități pe pământul acesta și va trebui să învățăm în această seară că viața presupune o colaborare continuă cu Dumnezeu. Este drept că sunt situații în care eu nu pot face nimic, dar sunt foarte multe situații în viață în care Dumnezeu îmi cere ca eu să cooperez cu El și să lucrez împreună cu Dumnezeu. Când eu vin în casa de rugăciune pentru prima dată, îmi dau seama că eu nu mă pot mântui și că eu nu pot să fac niciodată ispășirea păcatelor mele. Când am venit pentru prima dată în biserică, și asta se întâmpla undeva în 1993, într-un decembrie, am intrat într-o biserică, n-am cunoscut până atunci și am stat acolo și am înțeles pentru prima dată în viață că sunt un om păcătos care nu poate să facă nimic ca să schimbe destinul, n-am cu ce plăti. Și am aflat că există cineva, Iisus Hristos, care a plătit pentru mine. Am intrat în apa botezului și am mărturisit credința spunând, cred, Doamne, că Tu ești Mântuitorul meu și îți promit că Te voi urma până la moarte. Și acela a fost un moment în care eu am mărturisit înaintea lui Dumnezeu credința. După care a venit un moment în viața mea când de sus de la Dumnezeu am fost umplut cu puterea Duhului Sfânt. Și această umplere, sau dacă vreți, acest botez în Duhul Sfânt, este o mărturisire a Lui că ești plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar de atunci și până astăzi am înțeles că în viața de credință, după ce Dumnezeu a revărsat aceste binecuvântări, noi trebuie să confirmăm prin viața noastră alegerea pe care am făcut-o. L-am ales pe Dumnezeu ieri, că nu știam prea multe despre ce înseamnă credința. Întrebarea mea dacă îl mai alegi și astăzi, când știi atâtea și atâtea lucruri. L-ai ales pe Dumnezeu într-un moment când ai realizat că nu poți face nimic. Oare îl mai ales pe Dumnezeu astăzi, când îți dai seama că ai atât de făcut împreună cu Dumnezeu? L-am ales de multe ori pe Dumnezeu sub imperiul unei emoții și a unor sentimente care erau sentimente de dragoste aprinse. Dar oare când stăm cu lacrima pe obraz și nu știm încotro să ne îndreptăm și toate ușile sunt închise, oare tot pe Dumnezeu îl iubim? Am intrat în biserică și am fost atât de entuziasmați când am venit prima dată în biserică, numai cu privirea în jos am stat, pentru că la oricine mă uitam, spuneam, uite ce față de om credincios și uite-te la mine ce rău sunt eu. Mă uitam la toți frații, indiferent cine era, și puneam privirea în jos, pentru că am zis, oamenii aceștia sunt niște sfinți. După 20 de ani de credință am aflat că frații din biserică nu sunt chiar așa de sfinți pe cât am crezut eu. Întrebarea este, oare mai rămân și astăzi credincios când știu că ei nu sunt chiar așa de sfinți? Iubiții lui Dumnezeu, vreau să vă spun că l-am ales pe Dumnezeu cu vorba atunci când am stat în apa botezului și am zis să-ți promit o viață întreagă de credință. Dar oare în fiecare dimineață când ne trezim, îl alegem pe Dumnezeu cu fapta? Oare când vin examenele în viața noastră, vom putea noi să dovedim că Dumnezeu pe care l-am ales spunând te iubesc până la moarte este un Dumnezeu pe care îl alegi și cu fapta în fiecare zi? Ajută-ne, Tată, și binecuvântează-ne. Iubiții Domnului, în această seară am venit la voi cu o predică grea. Foarte grea e predica aceasta și foarte greu este mesajul pe care vreau să vi-l spun. Dar știți de ce v-am ales ca să vă spun lucrul acesta? Pentru că vă iubesc, prieteni. Vreau să vă spun că a trecut de curând această zi numită Valentine's Day
o sărbătoare foarte zaharisită, o sărbătoare la sfârșitul căreia s-ar putea să alegi cu diabet de la prea multele bomboane pe care le mănânci. O sărbătoare foarte pufoasă, în care ni se dau ursuleți și tot felul de maimuțe blănoase, cu ceva inimioare la gât spânzurate. Dacă așa fi viața, o inimioară roșie pe care să o spânzuri unde vrei tu, atât de simplu mi-ar fi să... Dar nu e așa. În schimb, vreau să vă spun, prieteni, că adevărul lui Dumnezeu este amar. Dumnezeu niciodată n-are un adevăr dulce. Adevărul lui Dumnezeu este amar. Pentru că Dumnezeu stă față în față cu tine și spune: te iubesc atât de mult că nu vreau să-ți ascund nici măcar un singur lucru. Și am venit în această seară să vă spun că atât de mult vă iubesc că am curajul să vă spun adevărul. Nu o să vii niciodată la cineva pe care îl desconsideri ca să-i spui adevărul. Nu o să fii niciodată un om care să-i spui unui copilaș, nu poți să-i spui unui copilaș adevărul. Va trebui să-l tratezi potrivit cu vârsta lui. Dar în această seară, eu cred că voi sunteți oamenii lui Dumnezeu și veți primi acest mesaj ca niște oameni crescuți, așa să ne ajute Dumnezeu. Nu știu dacă nu aveți sentimentul de la o vreme că ne trebuie ceva mai mult în viața de credință decât biscuiți și lapte. Cred că avem nevoie de mâncare puternică și de mâncare tare, pentru că e nevoie să creștem și nevoie să fim puternici în Domnul. Acest verset pe care vi l-am citit în această seară spune un adevăr incontestabil. Și adevărul incontestabil pe care Dumnezeu ne-l spune nouă este că în viața aceasta, dragii mei, noi suntem, propriu-zis, niște vase, Biblia spune, suntem vase ale îndurării lui Dumnezeu. Când te naști, tu ești un vas gol. Când te naști, ești un vas în care în fiecare zi tu pui ceva. Inima noastră este construită în formă de vas. Fie ne umple un lucru, fie ne umple alt lucru. Atât de încăpățânați suntem și de multe ori suntem atât de jigniți de faptul că cineva, zicem noi, ne impune să facem o alegere. Dorim să avem o libertate deosebită și dorim să fim liberi în toate lucrurile noastre. Și vrem să ne păstrăm această libertate și ne este frică de orice tip de robie. Dar Dumnezeu vine cu o veste interesantă și El spune: când te naști, tu primești de fapt o inimă care este în formă de vas. Și ceea ce vei pune în inima aceea îți va conduce destinul. Ceea ce vei strânge în acest vas te va face să fii un vas de cinste sau un vas de ocară. Nu ne naștem porțelan, nu ne naștem marmură de Carrera, nu ne naștem specialități, ci ne naștem vase, punct. Ceea ce vei pune în inima ta, aceea va recomanda calitatea vieții tale. Nu ne naștem nici burghezi, nu ne naștem nici nobili, nici țărani, nu ne naștem nici muncitori, nu ne naștem nici directori, nici ingineri. Toți când ne naștem primim o inimă și inima aceea este un vas. Ceea ce strângi în acel vas al inimii tale te va face să fii un om de cinste sau un om de ocar. Asta spune Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune că oferta pe care El o lasă pe acest pământ e ca orice om care trăiește în credință de El să fie plin de Duhul Sfânt. Dorința lui Dumnezeu pe acest pământ este ca vasul inimii tale să fie umplut de Duhul Sfânt. Satan ar vrea să umple și el vasul inimii tale cu tot felul de lucruri care sunt care de care mai strălucitoare și care la urmă îți dai seama că sunt de fapt nefolositoare și că sunt de fapt niște gunoaie. Dacă veți sta de vorbă cu oamenii zilelor noastre, o să vă dați seama că de fapt, și dacă stați și vă uitați la voi în primul rând, vă dați seama că noi de fapt nu suntem liberi. Ceea ce punem în inima noastră ne va direcționa. Ceea ce strângem în inima noastră ne va direcționa. Să nu spuneți mie că dacă stați 5 ore la calculator și vizionați anumite lucruri, nu se întâmplă ca seara lucrurile pe care le-ați strâns să le visați. Nu se poate ca un om să strângă în inima lui ceva și mai apoi să zică: Doamne, n-are nicio importanță ce am strâns în inima mea. Vă spun că ceea ce strângem în inima noastră determină direcția noastră în viață. Când venim la biserică, noi suntem deja vase gata pline. De ce nu reușim ca într-o oră de program să ne așezăm cu Dumnezeu? De ce nu avem putere în rugăciune? Vă spun de ce. Pentru că am strâns atât de mult în afara bisericii, încât nu mai poate o oră de biserică să ne schimbe destinul. Nu mai pot o cântare sau două să ne reorienteze inima din punct de vedere afectiv, pentru că venim montați de lucrurile pe care le-am strâns în inima noastră. Ceea ce n-am înțeles pe pământul acesta e că, de fapt, libertatea după care noi alergăm este o himeră. Pe pământul acesta ai doar două opțiuni: să fii al Dumnezeului tău care te-a creat sau să fii al celui rău, un vas al rușinii și al ocării. Cel rău niciodată nu va scoate opere de artă, cel rău totdeauna scoate numai rebuturi.
ca să te arunce, dacă se poate, la groapa de gunoi a istoriei acesteia. În această seară, iubiții Domnului, am venit înaintea dumneavoastră să vă spun un lucru. Iubesc din toată inima lucrarea lui Dumnezeu și iubesc din toată inima călăuzirea Duhului Sfânt. Iubesc din toată inima ungerea Duhului Sfânt care ne învață toate lucrurile. Iubesc pe Duhul Sfânt care este mângâietorul. Iubesc pe Duhul Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul. Va trebui să înțelegem în această seară, iubiții Domnului, că prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră nu înseamnă decibeli, nu înseamnă pereți care crapă, nu înseamnă răcnete în adunare, nu înseamnă de multe ori manifestări dincolo de care să te vezi tu, ci lucrarea Duhului Sfânt înseamnă cu mult mai mult decât poate am fost obișnuiți și învățați până acum să înțelegem. Și aș vrea să facem în seara aceasta împreună o incursiune. Pentru că Biblia spune, dragii mei, un lucru groasnic și lucrul acesta îl văd. Pentru că în ultima perioadă se întâmplă fapte grozave de rușine. Tineri care mi-au ieșit în față și care au cântat în grupul de laudă și apoi când i-am consiliat înainte de căsătorie, să aflu că au curvit. Se întâmplă în biserică să aflu că oameni care sunt serioși și stau serioși pe scaun, de fapt acasă își nimicesc și stâlcesc soția în bătăi. Se întâmplă să văd că în biserică venim cu fețe de îngeri și stăm ca și cum am fi înfăptuit toată neprihănirea și aflu anumite grozăvii care mă pun pe gânduri. Îi văd pe oameni cum se roagă cu patos în biserică, îi văd pe oameni cum cântă cântări de laudă în biserică și totuși în viața de zi cu zi e o altfel de agendă și altfel de preocupări. Și în această seară am venit să vă spun, dragii mei, că noi trebuie să recuperăm cel mai de preț bun care ne-a fost dat și aceasta este prezența Duhului Sfânt. Biserica nu poate să facă un pas fără Duhul Sfânt. Viața noastră nu poate să câștige niciun război fără Duhul Sfânt. Suntem niște chimvale zângănitoare și o ramă sănătoare fără prezența Duhului Sfânt. Noi avem nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru că cel rău și-a înmulțit și-a diversificat atacul. Și Biblia spune că un om a fost ales. Un om a fost ales de însuși Dumnezeu și a zis, vei fi împărat, nu doar un om obișnuit în biserică. Și omul acesta a plecat în puterea Duhului Sfânt. Și omul acesta a lucrat cu Dumnezeu o bună bucată din viața lui. Și apoi la un moment dat spune Biblia sec și simplu, Duhul Sfânt s-a depărtat de el. Sunt întrebat de multe ori, frate, care sunt semnele dincolo de care să fiu sigur că am primit Duhul Sfânt? Dar în această seară am venit cu un subiect diferit. Aș vrea să vă spun în această seară care sunt semnele dincolo de care să fii convins că nu mai ai pe Duhul Sfânt. Și în această seară vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu, cu dumneavoastră, pentru că de cele mai multe ori noi punem această întrebare, frate, cum poți să fiu sigur că ai Duhul Sfânt? Dar cum poți să fii sigur că nu-L mai ai? Pentru că eu văd, din nefericire, că în foarte multe situații noi suntem exact invers decât spune Biblia. Și haideți să ne uităm puțin. Iubiții Domnului, primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară și vă rog să-l citiți împreună cu mine, pentru că vă solicit să stați și să și citim din Sfânta Scriptură. În 1 Samuel, în 16, cu capitolul 22, versetul 22, spune felul următor. Sunteți atenți? Sunteți atenți? Saul a trimis vorbă lui Isai zicând, te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Încă o dată citesc. Saul a trimis vorbă lui Isai și zicând, te rog să lași pe David în slujba mea, căci a căpătat trecere înaintea mea. Un împărat care vorbește despre un rob pe nume David. Și apoi în 1 Samuel, în 18 cu 6, în 1 Samuel 17 cu 55, deci 1 Samuel 17 cu 55, deci un capitol după ce am citit, spune așa, când a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner că bătinea oștirii, al cui fiu este tânărul acesta Abner? Abner a răspuns, pe sufletul tău împărate, că nu? David este omul care i-a cântat lui Saul, este omul care cu harfa i-a domolit pornirile rele ale inimii lui. David este omul despre care Saul a zis, du-te, zice, și spune lui Isai, tatălui, să-l trimită din nou în slujba mea. Și acum, la o distanță foarte mică de această întâmplare, când îl vede pe David și merge înaintea filisteanului, pune o întrebare ciudată, după părerea mea, Saul, și zice, al cui fiu este tânărul acesta? Dar l-ai avut în casă, dar te-ai uitat în ochii lui, ți-a cântat din harfă.
Ai trimis vorbă după el, lasă-l pe David în slujba mea. Și acum când îl vezi pe câmpul de bătălie, întrebi, al cui fiu este acesta? Ba încă Saul a stat față în față cu David și a zis, ia armura mea, ia hainele mele. El când a venit a zis, zice, eu sunt acela care vreau să mă duc să mă lupt cu filisteanul. Cum de se întâmplă că Saul nu-l mai cunoaște? Iubiții Domnului, vreau să vă spun primul semn în viața noastră când Duhul Sfânt se depărtează este acesta. Când nu-ți mai cunoști frații și nu-ți mai cunoști surorile și nu-ți mai cunoști prietenii și nu-ți mai recunoști mama și nu-ți mai recunoști tatăl. Puteți să-mi vorbiți voi de rugăciuni înflăcărate și puteți să-mi vorbiți despre seri de veghe în care să stați ore întregi în rugăciune. În ziua și în momentul în care tu nu-ți mai cunoști oamenii care stau lângă tine și te iubesc, tu ești un om care ești gol de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu vine să facă o lucrare ciudată în viața noastră. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu când vine în viața noastră, toarnă în inima noastră dragoste. Lucrarea Duhului lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră este să ne ajute să iubim pe oamenii de lângă noi. În biserica Domnului, în ultima perioadă, aud tot timpul replici de genul acesta. Mă simt mai bine cu cei din afară decât mă simt cu cei dinăuntru. Mă simt mai bine cu colegii mei de la liceu, cu colegii mei de la facultate, decât mă simt împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că întotdeauna vei avea această întrebare ciudată, al cui fiu este acesta? Nu mai avem ochi să ne recunoaștem frații și surorile. Și aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, indiferent de ce ți s-a întâmplat, indiferent de o vorbă rea spusă, indiferent poate de un spate care s-a întors, aici este casa Dumnezeului celui viu. Aici sunt copiii lui Dumnezeu, aici sunt frații și surorile noastre și nu există un loc mai bun sub soare ca acesta. Mărire lui Dumnezeu, realmente, dragii mei, problema nu este că oamenii din afară sunt mai valoroși decât oamenii dinăuntru. Problema nu este că oamenii din afară se poartă neapărat mai bine decât oamenii dinăuntru. Problema este, dragii mei, că ne-am golit de prezența lui Dumnezeu. Problema este că inima noastră s-a umplut de altceva străin. Dacă găsim plăcerea în lucrurile lumii acesteia, în lucrurile vinovate ale lumii acesteia, în prietenii înșelătoare, luați gândul că Duhul Sfânt mai este prezent în viața noastră. O singură lucrare face Duhul Sfânt, o lucrare care niciodată nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Un copil plin de Duhul Sfânt își va iubi mama. Un copil plin de Duhul Sfânt își va respecta tatăl. Un tânăr plin de Duhul Sfânt va veni la biserică și va căuta părtășia tinerilor. O femeie în vârstă cu părul alb plină de Duhul Sfânt se va ruga pentru păstorul ei. Asta face lucrarea lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, Duhul lui Dumnezeu prezent în viețile noastre ne face să iubim semenii. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin Duhul Sfânt în inima noastră. Orice om care nu mai poate iubi pe cel de lângă el, orice om care nu mai poate recunoaște în cel de lângă el pe un copil de Dumnezeu, s-a golit de prezența Duhului Sfânt. Bârfă, răutate, cuvinte care sunt aruncate ca niște suliți și ca niște săgeți otrăvitoare împotriva aproapelui tău și îndrăznesc să mai vorbești de prezența Duhului Sfânt? Ai devenit ca o aspidă și ca un bazilic și cuvintele tale aruncă atâta și atâta dispreț și mai îndrăznim să vorbim de prezența Duhului Sfânt? Duhul Sfânt este acela care pune în inima ta dragoste pentru cel de lângă tine. Doamne, nu înțeleg, nu știu, nu pricep, dar știu un singur lucru, că atunci când ești prezent în inima mea, iubesc și nu urăsc. Tac, și nu vorbesc disprețuitor. Iubiții Domnului, suntem o biserică care iubește lucrarea lui Dumnezeu? Vă întreb, iubiți lucrarea Duhului Sfânt? Atunci vă rog, dragii mei, să nu facem altceva decât Duhul Sfânt face. Vreau să spun un lucru interesant în seara aceasta. Ați auzit de revărsarea Duhului Sfânt la cincizecime? Mie îmi place foarte mult cum a lucrat Dumnezeu. La un moment dat spune că s-a auzit un vâjit ca un vânt și a coborât prezența Duhului Sfânt sub forma unor limbi de foc. Deci, să iau eu exemplu, că e Marian în față. Eu sunt aici la stăruință cu Marian. Și la un moment dat Marian se uită la mine și spune, ce frate Florin, zice, extraordinar, zice, tu ai o limbă de foc deasupra capului. Serios, zic eu, că eu nu o văd. Da, zice, o văd eu. Și apoi eu îi zic, Marian, dar și tu ai o limbă de foc deasupra capului tău. Slăvit să fie Dumnezeu. Voi înțelegeți ce a făcut Dumnezeu când a coborât Duhul Sfânt? Ne-a dat ochi
să vedem unul altuia darul lui Dumnezeu care este în noi. Ne-a dat ochi ca să putem vedea marele preț pe care Iisus Hristos l-a vărsat pentru noi și l-a dat pentru noi. Ochii mei sunt pentru tine și ochii tăi sunt pentru mine. În biserică trebuie să ne încurajăm unii pe alții, pentru că prezența Duhului Sfânt va spune: o, frate al meu pentru care a murit Hristos, o, robul lui Dumnezeu pentru care Hristos și-a dat viața, te binecuvântez în casa Domnului, slavă lui Iisus! Asta face Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne apropie. Duhul Dumnezeu nu ne depărtează. Duhul lui Dumnezeu nu creează generația tinerilor și generația bătrânilor. Duhul lui Dumnezeu creează o singură generație. Generația celor ce iubesc pe Iisus. Nu creează stânga, nu creează moldoveni și ardeleni. Duhul Domnului nu are moldoveni și ardeleni. Nici olteni, nici Duhul Domnului are copii de Dumnezeu. Nu mai stăm cu buletinul, să spunem, eu sunt din Moldova. Foarte rău că ești din Moldova. Eu sunt din Ardeal. Foarte rău că ești din Ardeal. E bine să fii din împărăția lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, aș vrea în această seară să căutăm și să ne uităm în sufletul nostru și să vedem, dragii mei, nu cumva în zilele acestea din urmă, și ascultați-mă bine ce vă spun, nu cumva e mai atrăgătoare lumea? Nu cumva sunt mai atrăgătoare prieteniile și tovărășile din afară? Dacă așa se întâmplă, eu vreau să spun un singur lucru, dragii mei. La noi în biserică, în momentul în care Dumnezeu a coborât cu putere, ce puțin la nivelul tineretului, și am văzut fără strigăte și am văzut fără repetarea unui cuvânt într-un mod obsedant și alte practici care sunt la limită, când a coborât Duhul Sfânt în adunare, știți cum i-am văzut? I-am văzut stând unul după gâtul altuia îmbrățișându-se. I-am văzut plângând și rugându-se împreună ori în șir. I-am văzut stând în genunchi. Știți cum? Știți cât erau de bucuroși unii de alții? Extraordinar, prin ochii lor se vedea că când se uită la cel de lângă el, îl văd pe Iisus Hristos. Vin la biserică și în tine nu mai cred, în tine nu mai cred, în tine nu mai cred. Problema nu e a ta, prietene, problema este a mea. Problema este a mea pentru că m-am golit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne ajute, iubiții Domnului, să facem ceea ce este bine. Un al doilea lucru pe care vreau să-l spun în această seară. Aș vrea să deschideți împreună cu mine Biblia la 1 Samuel, capitolul 24. Să citim de aici ceva foarte interesant. În 1 Samuel, capitolul 24, versetul 17, acolo unde se spune că David s-a ascuns în peștera En-Gedi și acolo a ajuns și Saul, care nu știa că în fundul peșterii este David, la momentul în care David vine și îi taie colțul hainei și apoi îi spune: puteam să fac mai mult decât atâta, dar eu n-am vrut să mă ating de tine și aș vrea să înțelegi că eu te iubesc și eu nu sunt omul care să-ți vrea răul. La un moment dat se ridică Saul și spune în versetul 17, deci 1 Samuel 24 cu 17, și a zis lui David: tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Un al doilea semn, dragii mei, dincolo de care să-ți dai seama în viața ta că Duhul Sfânt s-a depărtat de tine și Duhul Sfânt nu mai este prezent în viața ta, este că recunoști răul, recunoști răul și n-ai puterea să te împotrivești. Atâția oameni cu care am stat de vorbă în zilele acestea spun: frate, mă duc de-a dura la vale. Știu clar că eu trăiesc o viață grea, zice. Mint, înșel, stau și mă uit la lucruri care nu sunt cuvincioase, nu mai am poftă de biserică, nu mai am poftă de credință, vin și spun: știu că sunt neascultător, știu că nici la școală nu sunt ceea ce ar trebui să fiu, știu că fac un lucru rău. Și atâția dintre noi sunt conștienți de faptul că trăiesc într-o stare de ațipire, într-o stare, dacă vezi, de amestec, pentru că asta e specialitatea celui rău. Din totdeauna Dumnezeu în Vechiul Testament a zis în felul următor: să nu amestec caz între ele soiurile, zice. Pentru că dacă urăsc ceva în lumea asta, ce Dumnezeu, iubesc hibrizii. Mie nu-mi plac hibrizii. Biserica pe care Dumnezeu a respins-o cel mai tare a fost biserica din Pergam, care poartă titlul de biserică amestecătură. Asta înseamnă Pergam. Și pe pământul acesta, dragii mei, mulți dintre noi trăim o duplicitate care ne va sfâșia lăuntric. Sunt oameni care îmi spun: îmi dau seama că n-ar trebui să fac lucrul ăsta. Îmi dau seama că lucrul ăsta este rău în viața mea. S-a ridicat Saul și a zis: recunosc, Davide, că tu ești un om bun și că eu sunt un om rău și îmi dau seama că ce fac eu este rău și îmi dau seama că lucrul acesta n-ar trebui să se întâmple. Și zice: astăzi, zice, recunosc înaintea lui Dumnezeu că tu ești bun și eu sunt rău. După 3 luni de zile era călare din nou pe cai, gonind după David să-l omoare.
Lucruri care durează numai preț de un program, schimbări care durează numai cât este emoția unei seri, lucruri dincolo de care nu avem puterea să ne păstrăm verticalitatea. Oameni buni, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, viața cu Dumnezeu nu este o amestecătură. Viața cu Dumnezeu nu este un cocktail. Viața cu Dumnezeu nu este un amalgam. Viața cu Dumnezeu înseamnă alb, nu alb și negru și cenușiu și griu și ce vrei tu. Și Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Poți recunoaște în seara aceasta și poți să-ți dai seama în seara aceasta și poți să spui în această seară: Doamne, dacă eu recunosc răul din viața mea și n-am putere să lupt cu răul acesta și răul acesta mă biruie și răul acesta mă trântește la pământ, atunci este dovada faptului că Duhul Sfânt nu mai lucrează în viața mea și ai nevoie să faci pașii dincolo de care să te întorci cu toată inima la Dumnezeu. Dumneavoastră știți de câte ori am stat de vorbă cu oameni care s-au pocăit a nu știu câta oară. A durat o lună, două și s-au întors la păcatul lor. Au durat 3-4 săptămâni și s-au întors la păcatele lor. Știți de ce? Pentru că este o dovadă a faptului că Duhul Sfânt nu mai lucrează. Când în viața ta recunoști binele, recunoști răul și n-ai puterea să lupți cu el, este o dovadă a faptului că Duhul Sfânt nu mai este prezent în viața ta. Dumneavoastră m-a auzit ce vă spun eu în seara asta. Dumneavoastră credeți că vorbesc despre vecinul? Eu vorbesc în primul rând uitându-mă la mine și apoi uitându-mă la voi și Dumnezeu să vă dea înțelepciunea să puteți pricepe ce vă spun în seara asta. Oameni buni, voi înțelegeți că dacă noi avem un păcat deliberat făcut în viața aceasta, un păcat făcut cu voia, noi să înțelegeți că noi vom moșteni raiul. Sunteți conștienți de lucrul acesta? Dacă un om are un păcat ascuns și nemărturisit și dacă un om are un păcat care îl doboară în viața lui și cu el, cu acest păcat, moare în viața lui, noi să trebuie să știți că raiul lui Dumnezeu nu-l vom vedea. De aceea trebuie să luptăm cu toate puterile noastre ca să ne întoarcem la Dumnezeu, așa să ne ajute Domnul. Slavă lui Iisus! Un al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară, dragii mei, este următorul. În 1 Samuel, în capitolul 22, citiți dumneavoastră și versetul 13, și versetul 15, și versetul 16, veți vedea că se întâmplă un lucru. În momentul în care Saul este omul care umblă după David și încearcă să îl pună mâna pe David, ajunge într-o cetate, în Nob, unde erau niște preoți. Și preotul de acolo stă de vorbă cu Saul și spune, zice: pentru ce v-ați unit, spune versetul 13, pentru ce v-ați unit împotriva mea, tu și fiul lui Isai? Pentru ce i-ai dat o pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el ca să se ridice împotriva mea să-mi întindă curse cum face astăzi? Fugarul David a ajuns în această cetate, Nob, și aici preotul, cunoscând că el este ginerele împăratului, i-a dat pâinile de punere înainte și sabia cu care l-a omorât pe Goliat. N-a știut nimic din ceea ce se întâmpla, de nebunia lui Saul care căuta să-l omoare pe David. Și împăratul acum îl întreabă cu aceste cuvinte și apoi Ahimelec a răspuns: care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste? Oare de astăzi am început eu să întreb pe Domnul pentru el? Și împăratul răspunde în 16: trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău. Vreau să vă spun, dragii mei, că în momentul în care împăratul a zis trebuie să mori tu, preot, în momentul acela nici un oștean din armata lui Israel n-a ridicat sabia. S-a uitat și a zis: ai fi tu împărat, dar eu sabia nu ridic să omor un preot al lui Dumnezeu. Nici unul dintre cei ce era împreună cu Saul, măcar că erau soldați loiali, n-a tras sabia din teacă să-l omoare pe preot și pe slujitorii din casă. Dar s-a găsit acolo un om pe nume, un edomit pe nume Doeg, și acest om a ridicat sabia și spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a omorât pe acest preot, Doeg edomitul. Însă lucrul pe care vreau să vi-l spun în această seară este următorul, dragii mei. Un semn al depărtării Duhului Sfânt este momentul în care nimic nu mai este sfânt pentru tine. Asta, vă dați seama ce se întâmplă în momentul în care Saul, un împărat peste poporul lui Israel, se uită în ochii preotului și zice: tu trebuie să mori, tu și toată casa ta. Și nu decât un băiețel scapă de sabia lui Saul. Pur și simplu n-a mai rămas nimic sfânt în omul acesta, n-a mai rămas nicio urmă de frică la adresa lui Dumnezeu, ci pur și simplu atitudinea lui a fost o atitudine ca a unui om care nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu.
Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, iubiții Domnului, să vă întreb la modul foarte cinstit și să vă întreb așa, pur și simplu, deschis, ca dacă vreți, ca un prieten al vostru, ca un frate. Când în biserică, dragii mei, țârie telefoanele tot timpul programului, când în biserică tot timpul avem preocupări străine, când în biserică tot timpul stăm cu mintea în altă parte, vorbim despre prezența Duhului Sfânt? Vorbim despre un om care este plin de Duhul Sfânt. Dumnezeu s-a băgat de seamă în adunare că nu mai există evlavie și că nu mai există reverență. Am văzut oameni care se ridică și vorbesc. Am văzut oameni care în stânga și în dreapta, în timpul rugăciunii, schimbă tot felul de cuvinte. Și am văzut atitudini, Nicu, de care eu vă spun înaintea lui Dumnezeu că eu nu mai cred în botezul cu Duhul Sfânt a unui asemenea om, ci cred că este lipsit de Duhul lui Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima să ne punem în această seară, la un mod foarte serios, această întrebare. Oameni buni, prezența Duhului Sfânt în viața noastră se dovedește în actul trăirii noastre. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră se dovedește în atitudinea noastră, în modul de relaționare cu cei de lângă noi. Și aș vrea din toată inima să-i dăm lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, ca să se întoarcă vremurile de înviorare. N-a sărăcit Dumnezeu. Nu este mai puțin bun Dumnezeu astăzi decât a fost ieri. Dar vreau să vă spun doar atâta, dragii mei, că am ajuns în vremurile acestea, iertați-mă, vă spun cum cred, să ne tragem de șiret unii cu alții. Instituția pastorală și din vina noastră, Dumnezeu să ne ierte, dar a ajuns ceva derizoriu. Dumneavoastră nu știți cu ce se luptă un slujitor al lui Dumnezeu. Dumneavoastră nu știți care sunt luptele. Vreau să vă spun doar o zi din viața, cu două săptămâni de zile, înainte să vin la dumneavoastră. De la primul ceas al dimineții, primul lucru pe care l-am aflat este că tatăl meu a fost operat de picior și a trebuit să-i taie degetul mare din pricina unei infecții care amenința să ia tot piciorul. În aceeași zi, soția mea, care a urcat în mansardă, a coborât și a alunecat pe trepte și pur și simplu și-a zdrobit de spate și a fost aruncată de pe scări direct în aragaz. În aceeași zi, mașina sorei mele a fost spartă și laptopul cu tot programul de la fundație, cu revisalul, programul de lucru, a fost furat. În acea zi, mașina mea a fost făcută praf, pur și simplu motorul mi-a sărit de pe punct, 9 puncte și toată distribuția a murit, pur și simplu, pentru că un capac de plastic nenorocit s-a spart și s-a dus înăuntru. În acea zi în care vă vorbesc, un om de la locul de muncă a venit și mi-a spus că mă dă în judecată și a făcut un scandal monstru într-o singură zi. Pentru că la un slujitor, deja nu mai vine satana cu o singură ispită. El nu mai vine la mine cu o singură lovitură. Când vine, aduce valuri după valuri. Vreau să nu știți câte nopți albe am avut din pricina faptului că am știut despre oameni care și-au nenorocit viața. Nu știți că de multe ori nu adorm noaptea când stau gândindu-mă la situații că mă apucă groaza și frica. De multe ori s-au cu spaima în suflet și și acum când am venit în biserică vreau să vă spun că orice mesaj pe care îl aduc creează în mine o tensiune fantastică de care nu scap nici ore după ce am terminat-o. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că în vremurile noastre, în vremuri penticostale, în biserică penticostală, unde vorbim de Duhul Sfânt, am ajuns să tratăm slujitorii ca cei de pe urmă oameni. Dar eu aș vrea să vă spun un singur lucru. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră creează respect față de cei din față. Niciodată nu va crea dispreț. Nimic nu mai este sfânt. Totul este la îndemână. Vreau să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. Da, suntem un neam împărătesc. Suntem o preoție sfântă. Dar nu este la îndemână oricui să fie preot. Nu este la îndemână oricui să se ridice și să pronunțe numele lui Dumnezeu. Nu este la îndemâna oricui să facă o slujbă în casa lui Dumnezeu. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi alege. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi unge. Mă ascultați ce vă spun eu acum, dragii mei? Poate că în ziua în care am băgat în biserică votul, ne-am nenorocit. În ziua în care am băgat în adunările noastre alegeri omenești, ne-am nenorocit. Pentru că noi trebuie să credem în acela care este viu. Nu este la îndemâna noastră. Și este la îndemâna lui Dumnezeu să-și apere, să-și protejeze și să-și ungă slujitorii. Democrația aceasta pe care greșit am înțeles-o, dragii mei, de multe ori ne-a făcut să privim spre cel din față ca la un spre nimeni. E adevărat că din nefericire și instituția pastorală s-a făcut de rușine ea, cu foarte mult succes din nefericire. Așa, Dumnezeu în seara aceasta mă rog să-i ungă pe slujitorii lui cu putere. Dar am să vă spun un lucru, dragii mei. Dacă dumneavoastră îi veți iubi, dacă dumneavoastră îi veți respecta și când nu merită, să știți, iubiții Domnului, că dumneavoastră îi veți ridica.
și veți ajuta. Pentru că să știți că de multe ori avem slujitorii pe care îi merităm. Credeți lucrul ăsta? Azi vă spun încă un lucru interesant. Noi să știți că Saul avea o fată. Știți cum se chema? Mical. Și într-o zi, un slujitor vine și spune, zice, împărate Saul, zice, ceva extraordinar s-a întâmplat. Zice, fata dumitale s-a îndrăgostit de eroul pe nume David. Ce frumoasă poveste de dragoste. Zice, extraordinar, zice, în momentul în care acest tânăr și această tânără s-au îndrăgostit, zice, cea mai frumoasă poveste de dragoste, să se căsătorească eroul Israelului cu fica împăratului. Nu vi se pare frumos lucrul ăsta? Mi se pare extraordinar. Și atunci, la un moment dat, Saul s-a gândit și a zis, wow, zice el, ce prilej bun ca să ce? Să-l omor pe David. Dacă nici asta nu te mai mișcă, dacă nici această dragoste curată și sinceră nu te mai mișcă, Dumnezeule, ce te-o mai mișca pe tine? Zice, o să-l trimis să-mi aducă 100 de prepuțuri de ale filistenilor. Și l-a trimis cu gândul, nu să-i o dea pe Mical, ci să-l vadă în sicriu cu mâinile încrucișate. Dar cum adică eu să-ți întind ție curse? Dar cum adică eu să umblu cu viclenie față de aproapele meu? Cum adică una să spun și alta să gândesc? Eu să zic, Domnul să te binecuvânteze și să mă gândesc la bulgării reci de la mormântul tău? Să zic, Domnul să fie de partea ta și în mintea mea să zic, mă, dar la rovi o mașină n-ar fi nicio problemă? Cum adică? Una să zicem și alta să facem. De ce? Pentru că nimic nu mai este sacru. Vorbirea ne este una, inima ne este alta și gândurile ne sunt altele. Dar Dumnezeu să ne ajute, pentru că Duhul Sfânt când vine, unește inima aceasta cu mintea aceasta. Și vorbirea noastră este precum ne este inima și gândurile. Aleluia! Nu mai e nimic fals în noi. Nu mai este nimic scindat în noi. Dumnezeu ne face armonios. Frate, eu ce spun, aia gândesc. Dacă poți primi. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Iubiții Domnului, știți dumneavoastră un simptom al depărtării Duhului Sfânt? Azi vă spun o poveste la fel de frumoasă. La un moment dat, stă în fața oștirii lui Israel Goliat. Ați auzit de Goliat? Nu că ați auzit, l-ați întâlnit. Vă spun eu că mulți l-ați întâlnit. Goliat, un uriaș din ăsta care când te uita la el te durea ceafa. Și auziți, spune Biblia că omul ăsta care arăta înfiorător ieșea nu oricând. Când ieșea Goliat să îi ocărască? Dimineața, spune Biblia, și seara. La prânz niciodată. V-a spus întrebarea de ce? Ieșea dimineața să le strice pofta de mâncare. Deci ce zise mai? Când iese Goliat dis de dimineață, ai avut o zi din aia când ai coborât din pat și a început telefonul să sune? Doamne Iisuse, nu știai pe unde să te mai ascunzi în ziua aceea. Zis, Doamne, ce fel de zi e asta? Goliat venea dimineață și o căra. De ce? Ca să nu mai ai zi bună. Și apoi venea seara. Ce vrei să ai vise plăcute? Las că îți dai o vise plăcute, zice. Și începea seara să se ocărască. Că dacă te duci la culcare supărat, cum crezi că te trezești? Tot supărat, îți spun eu. Dacă te duci la culcare cu frică, tot cu frică te trezești. Și ieșea dimineață și seara, spune cuvântul Dumnezeu. Și n-au putut să facă nimic. Dar într-o zi a venit tânărul acesta, David. David a pus mâna pe o praștie, a rotit-o. El a rotit-o, dacă nu era legea gravitației, care Dumnezeu este acela care o are în mâna lui, degeaba. Eu vă spun că piatra aia nu a contat, că Dumnezeu cred că i-a dat o viteză și Dumnezeu a zis, ia să calculăm, zice, 2 mm mai la dreapta și l-a lovit în moale capului, unde a trebuit. Până la urmă, direcția și viteza Dumnezeu a dat-o. De la avut curajul să pună mâna pe o piatră și a avut prudența să mai ia încă 5. Azi, dacă nu-l dobor din prima, îl dobor din al doua. Dacă nu din a doua, din a treia. Și dacă nu, mă duc repede la râu, că mai am acolo o grămadă. Ce tot te doboară Dumnezeu. Dar a fost un om modest. Bun, am închis paranteza că vă văd plioștiți deja și vreau să vă mai înseninez puțin. Iubiții Domnului, după ce David a reușit să-l doboare pe Goliat, au plecat acasă, pe cai, frumos. Aveau armurile frumoase. Știți de ce? Că nu luptase nimeni. Hainele lor erau ca de paradă. Când au plecat, au plecat frumos. Și cât au luptat? Nimic. N-au venit șifonați. Au venit cum au plecat, la cutie. Și a venit și mergea Saul împreună cu David. Și pe dreapta și pe stânga erau femei. Și ce au început să cânte aceste femei? Au început să cânte slavă lui Dumnezeu, că Saul a ucis cu miile și David a ucis cu zecile de mii.
Ce minciună sfruntată, dar așa sunt doamnele generoase. Cine erau de fapt cele care spuneau că Saul a ucis cu miile și David cu 10.000? Erau mamele, mamele bucuroase că îi se întorc copiii acasă fără să fi murit. Aleluia! Erau soțiile bucuroase că îi se întorc acasă, îi se întoarce soțul fără să fi murit. Și atunci marea lor bucurie, generoase cum sunt ele, au zis, de dragul lui Dumnezeu, Saule, ai omorât și tu cu miile. Și oameni buni, ce a auzit Saul? Saul n-a auzit bucuria mamelor care și-au primit fii, Saul n-a auzit bucuria soțiilor care și-au primit soții, ce a auzit Saul? Mare puțin și mi-a tronul. Mai zește puțin și se va urca pe tron. Oameni buni, ascultați-mă, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, dacă în mijlocul bucuriei poporului Dumnezeu, dacă în mijlocul cântărilor ție stună și sfulgeră, înseamnă că alt duh e la urechea ta. Înseamnă că Duhul Sfânt nu mai lucrează. Oameni buni, nu se poate ca toți să plângă și tu să râzi. Nu se poate ca toți să fie mișcați de Duhul Dumnezeu și să fii beton. Când Dumnezeu coboară, suntem una, un glas, un cuget, o inimă. Ție, ei cântă de bucurie, tu cânți de jale. Ei au plecat la nord, tu te duci la sud. Tu ești contra. Care e profesia ta? Contra. Orice se spune, profesia mea e contra. Nu se poate, dragii mei. Duhul Sfânt este Duhul unității? Mărire. Este Duhul armoniei? Să vii să fie Domnul. Păi dacă ne bucurăm, ne bucurăm. Și dacă plângem, plângem. Și dacă ne întristăm, ne întristăm. Nu, toți sunt cu capul în jos, toți sunt ochii, cu ochii roșii, tu ești singurul care zâmbești. Se poate lucrul ăsta. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Slăviți să fie Dumnezeu. Iubiții Domnului, aș vrea să închei în această seară cu ultimul semn pe care aș vrea să-l înțelegem și să ne gândim. Ceva foarte ciudat se întâmplă pentru că în viață lucrurile nu stau pe loc. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că eu cunosc foarte mulți oameni care se joacă cu focul de multă vreme. Cunosc oameni care sunt tributari unor practici greșite în viața lor. Cunosc oameni care în viața lor au situații pe care încă nu le-au biruit și nu știu de ce stau și așteaptă și nu-mi dau seama ce așteaptă. Ascultă-mă ce spun eu astăzi. Dacă te-ai obișnuit cu minciuna, mâine va veni verișoara minciunii. Dacă te-ai obișnuit cu viclenia, mâine va veni sora vicleniei. Satana nu se va mulțumi cu tine să te lase în felul acesta, ci Satana va vrea să te coboare în mormânt. Și să știți că niciodată păcatul nu rămâne în loc. Totdeauna legea păcatului este aceasta, adaugi la beție setea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și niciodată nu o să rămâi în loc. Sunt foarte mulți care sunt și se joacă cu lucrurile acestea și se bizuie pe niște nădejdi înșelătoare și niște nădejdi false. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vă rog frumos să citim în 1 Samuel, în capitolul 28, versetul 7. Zice, atunci Saul a zis slujitorilor lui, căutați-mi o femeie care se cheme Morții ca să mă duc să o întreb. Slujitorii lui au zis, iată că în Endor este o femeie care cheamă Morții. Nu exista grozăvie mai mare în poporul lui Israel decât să mergi să dai în ghioc, decât să mergi să întrebi femeile care cheamă Duhul Morților. Deci deja vorbim despre o nebunie de viață. Dumneavoastră sunteți conștienți de ce vă spun eu acum. Saul n-a rămas la gelozia care i-a stârnit-o Satana, n-a rămas la dorința să-l omoare doar pe David. Saul și-a pierdut busola cu totul și ascultați-mă ce făcea omul acesta în preziua morții lui. N-a știut că este penultima zi de viață, a crezut poate într-un mod deșart că va mai fi și poimine o șansă pentru el. Și în penultima zi de viață se află în casa unei femei care cheamă Duhul Morților, împăratul lui Israel, apărătorul neprihănirii, botezatul din casa lui Dumnezeu. Cel ce ar fi trebuit să fie un exemplu pentru lumea aceasta, un model. Un model. Asta vă spun un lucru, dragii mei, și vă rog să-l primiți cu toată responsabilitatea. La noi în adunare am avut o situație, durează de vreo 2 sau 3 ani. Avem un om care în timpul programului câteodată îl apuc așa un soi de răzvrătire și se ridică și
Vorbește peste predicator și începe să spună niște cuvinte destul de aspre. Problema lui este că oricine în biserică la noi vine și spune în loc de Hristos, Hristos, el ia foc. Dacă, de exemplu, vii la noi în biserică și în loc de Hristos spui Hristos, omul acesta se ridică și strigă tot felul de grozăvii. Am încercat, ne-am rugat cu toată biserica, am fost acasă, am făcut ce am putut. Cu timpul starea lui a devenit mai rea. De la un lucru mic a ajuns să fie la un lucru mai mare. N-am putut sub nicio formă să ajungem la un înțeles și atunci a trebuit să luăm niște măsuri la adresa lui. Și vă rog frumos să primiți cu toată responsabilitatea ce vă spun eu acum. I-am spus, ca urmare a atitudinii tale pe care o ai, pentru că trebuie să te ferim în primul rând de tine însuși și să înțelegi că ești pe o cale greșită, noi te punem deoparte să nu mai iei cina. M-am dus cu cina printre rânduri și s-a ridicat în picioare și a luat cina. Și a făcut asta de două ori la rând. L-am oprit, după cea de-a doua cină am coborât și i-am spus, te rog frumos, vino să stăm de vorbă. Și am spus, uită-te în ochii mei, dacă tu nu vei încerca să te lupți și să încetezi cu această atitudine, Dumnezeu din cer va intra în judecată cu tine. Asta ți-o spun eu înaintea Domnului. Am stat de vorbă cu omul acesta și ne-am rugat și am postit cu foarte mulți oameni din biserică, pentru că am ajuns până într-acolo încât în anumite momente să nu mai putem să ținem adunarea, pentru că omul acesta se ridica și făcea un teribil scandal. L-am înmormântat acum două săptămâni. O boală ciudată de plămâni a venit peste el, s-a dus în spital un om aproape de 2 metri și de 100 și ceva de kilograme. L-am îngropat acum două săptămâni, într-o zi geroasă de iarnă. La sfârșitul anului trecut, de 31 decembrie, a venit spășit și și-a cerut iertare și a zis, realizez, zice el, că sunt pe o cale grea. Zice, eu îmi dau seama că sunt sub amăgirea unui duh străin și vă rog să mă iertați și aș vrea, zice el, să fie bine și pace între noi. N-a mai stat mult și Dumnezeu l-a luat ca să nu ajungă bătaia de joc a satanei. Dar sunt situații în viață, iubiții Domnului, și exemplul ăsta este un exemplu de ce înseamnă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa de mult ne jucăm cu viața de credință, și așa de întărim anumite semne ale Duhului Sfânt, cum ar fi vorbirea în limbi și cum ar fi rugăciunea cu voce tare. Și în atâtea situații din viața noastră, este evident că nu Duhul Sfânt lucrează în viața noastră. Și vreau să vă spun, dragii mei, că simptomul cel mai acut al depărtării Duhului Sfânt este când orbești de tot. Tu, împărat Saul, care ești pus în fruntea unui popor sfânt, în preziua morții tale să te duci la vrăjitoare și să o întrebi pe vrăjitoare cu privire la viitorul tău. Spune Biblia că în Sodoma și Gomora s-au coborât îngerii lui Dumnezeu și când a ajuns la Lot au fost luați în casă doi îngeri și în momentul în care erau în casă, oamenii aceia nebuniți de patimă din Sodoma și Gomora au venit și au zis, scoateți-i afară ca să ne împreunăm cu ei. Și spune că cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care au auzit aceste vorbe, îngerii i-au lovit pe cei din afară cu orbirea. Și acesta era un semn al dragostei lui Dumnezeu că i-au lovit ca să se trezească. Dar și spune Biblia că după ce i-a lovit cu orbirea, adică ei nu mai vedeau, și ce au făcut oamenii aceia, așa cum în Biblie, au căutat în continuare intrarea, au orbecăit să vadă cum pot intra chiar loviți. Oameni buni, vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, oare nu suficiente lucruri s-au întâmplat în viața noastră ca să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, să cerem din nou ajutorul Duhului Sfânt, să ne pocăim, dragii mei, și să nu mai căutăm să părem cine nu suntem, ci să punem temelia cu Hristos în această seară și Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze? Oare dumneavoastră în această seară, stând înaintea lui Dumnezeu, vă dați seama ce înseamnă să fim lipsiți de înrăurirea și de Duhul Sfânt din viața noastră? Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru ciudat în această seară. David și Saul sunt doi oameni care până la un punct seamănă. Pentru că David este omul care într-o zi a alunecat. A păcătuit cu Batșeba și Duhul Sfânt s-a depărtat de el. El a strigat, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt.
Pentru că eu nu-L mai am cum l-am avut. David însă a fost omul care a zis la un moment dat, eu nu voi tăcea, ci în momentul în care Dumnezeu l-a descoperit, a zis Nathan, prorocul Nathanael, a zis, tu ești omul acela, a pus capul în jos și a zis, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și omul acesta, David, s-a întors cu toată inima la Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat din nou cu puterea Duhului Sfânt. Între David și Saul nu-i mare diferența, pentru că și unul și altul au necat, dar unul și-a mărturisit starea, s-a întors la Dumnezeu și a zis, nu lua, Doamne, de la mine Duhul Tău cel Sfânt, aș merita să-L iei, n-a căutat să păstreze aparența. Saul, în ziua în care spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit prorocul Samuel și a zis, tu ești omul acela care ai păcătuit, și ce a făcut Saul? Vino înaintea poporului să mă cinstești de data aceasta. Hai să salvăm aparențele. E adevărat ce ai spus, că în loc să fac voia lui Dumnezeu și să jertfesc și să ucid și să sting tot ce mi-a spus Dumnezeu, eu am încălcat voia lui Dumnezeu. Dar El a zis, haide să salvăm aparențele. Oameni buni, vă întreb înaintea lui Dumnezeu în această seară, asta vrem noi de la viața de pocăință? Să salvăm aparența că suntem oameni drepți? Dumneavoastră vă interesează atât de mult ce contează? Ce contează de mult ce spune cel de lângă tine? Om bun și credincios, puțină vreme mai este și vei sta față în față cu Dumnezeu. Și îți vei fi dorit să fii sincer. Îți vei fi dorit să fii un om care să spui și să gândești și să exprimi ceea ce este corect înaintea lui Dumnezeu. Am intrat sub înrăurirea aceasta a unui duh rătăcitor și căutăm mai mult să păstrăm aparențele decât să avem o inimă care să fie dăruită întru totul lui Dumnezeu. Eu în această seară, dragii mei, vă chem la această rugăciune pentru că știți ce-mi doresc eu. Oameni buni, eu cred înaintea lui Dumnezeu că în locul în care este prezent Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu ridică, Dumnezeu mântuiește. Eu îmi doresc ca biserica să fie o biserică plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, lăsați la o parte fățărnicia, ipocrizia și modul mincinos în care am început să practicăm. Acesta este adevărul de care avem nevoie, păstor, presbiter, diacon, tineret, cor, coriști, cântăreți, leviți, oameni de la ordine, mamă, tată, să ne pocăim de ceea ce facem și dacă în această seară, pe undeva Duhul lui Dumnezeu a descoperit că suntem și noi aici în lucrarea aceasta, de oameni care nu mai putem să iubim pe aproapele nostru, de oameni care ne uităm și spunem, e rău lucrul ăsta, dar nu am puterea să scăpăm de el, de oameni care nu mai avem în noi sfințenia și evlavia care ar trebui să o avem, de oameni care ne ducem încet, încet spre o reorbire. Vin seara asta să spui, Doamne, eu trebuie să mă schimb. Zice în Ezechia, zice, n-ați băgat de seamă, oameni buni, zice, templul lui Dumnezeu. Unde ești Duhul Sfânt? Unde ți-e slava? Zice, aici, în biserică. Dar din pricina lucrurilor voastre, zice, am început să mă duc către ușă. S-a oprit slava lui Dumnezeu pe pragul lui și a zis, nu mă vede nimeni? Oameni buni, vă nu vedeți că se nasc copii cu cancer? Ce mai așteptați? Vă nu vedeți că ni se prăbădesc relațiile și că oamenii divorțează pe capete? Vă nu vedeți că tinerii noștri sunt pur și simplu înghițiți de pornografie? Unde trăiți, oameni buni? Slava lui Dumnezeu e pe prag. Mai stă slava lui Dumnezeu pe prag și spune, nu-s păstori în biserica asta să se tânguiască, să sfâșie inimile și să plângă? Și se duce slava lui Dumnezeu în curte. Și când a ajuns slava lui Dumnezeu în curte, ne mirăm că o dată pe an se pocăiesc 5 oameni în biserică. Cum adică? Așa de rar? Fiecare serviciu ar trebui să fie o slujbă în care să pocăiască oamenii. Cum adică? Dar asta e normalitatea. Și de ce nu mai este normalitate? Că e slava Domnului în curte. Și zice, dar nimeni din curte nu strigă după mine înapoi? Am rămas cu niște deprinderi penticostale și a plecat substanța și esența ceea ce suntem noi. Dar vă rog frumos, în numele Domnului Iisus Hristos, primiți adevărul amar care restaurează viețile noastre și să strigăm în această seară, unde pleci tu, slava Domnului? Și spune Biblia că și-a luat zborul și s-a dus pe munte și stă pe munte. Dar ce cauți tu pe munte când trebuia să fii în templul lui Dumnezeu? Aici, împreună cu copiii lui Dumnezeu.
De ce-i de făcut în seara aceasta, iubiții Domnului? Ce-i de făcut? Vreau să întreb în această seară, îi pasă cuiva de viitorul copiilor lui? Dumneavoastră știți de câte ori mi-am pus în minte, am avut ispite grozave în viața mea, am avut lupte teribile, știți care a fost un gând care m-a oprit să fac un pas greșit? Ce moștenire las eu copiilor mei? Cu ce putere o să mă mai rog eu în ziua în care voi face compromis? Ce voi spune lui Dumnezeu? Apărând copiii. Și eu n-am fost în stare să-mi apăr viața și integritatea. N-ați vrea în seara aceasta ca Dumnezeu din cer să vadă aici, în locul acesta, începând cu mine, o pocăință sinceră? N-ați vrea să lăsăm la o parte lucrurile care sunt demonstrative și să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu să spunem: vrem Duhul Tău cel Sfânt, vrem Duhul Tău cel Sfânt, vrem Duhul Tău cel Sfânt, vrem Duhul Tău cel Sfânt. Eu nu mai pot trăi fără asta. Dumnezeu așteaptă în această seară și spune: slava mea se va coborî cu putere. Slava mea se va coborî cu putere, atât să mărturisim, dragii mei. Și vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, nu vă obișnuiți cu păcatul, e o nebunie. Să vă doară orice lucru care îl face și nu este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă uitați în stânga și în dreapta și spuneți: lasă că știu eu pe X că face lucrul acesta. Pentru că X ar putea să meargă direct în iad și nu te ajută cu nimic lucrul ăsta. Că o să fii coleg cu el și o să stați de vorbă acolo în iad. Și în această seară aș vrea din toată inima Duhul lui Dumnezeu să ne întoarcă către sfințenie. Niți dragi oamenii din lume, asta pentru că e mai puternic Duhul lumii decât Duhul lui Hristos. Ne este drag să ne asociem cu cei din afară, niți dragi șuietele, niți dragi cancanurile, stăm și ne pierdem vremea în lucruri mici. Și de ce? Pentru că Duhul lumii e mai puternic și ne-a umplut. Eu vă spun în această seară că nu e vreme, dragii mei. N-am vreme și nu-i vreme, mai este puțin. Nu o să mă duc la Dumnezeu cu mâinile goale să cânt cântarea: eu n-am ce-ți da, eu n-am ce-ți da. Și trebuie să merg la Dumnezeu cu rod în mână. Mai aveți puțin din viața aceasta. Treziți-vă în numele lui Iisus Hristos. Purtați-vă aspru cu trupul vostru. Căutați să răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Mergeți în stânga și în dreapta și căutăm să ne împlinim dorințe ale inimii noastre care n-au de-a face cu legea lui Dumnezeu. Căutăm un confort, pentru că asta am înțeles că este Dumnezeu, cel ce ne aduce chezășia confortului nostru. Nu! Hristos este lepădare, este sacrificiu, de multe ori este durere, de multe ori este foc, dar va veni o zi mărire lui Iisus. Va veni o zi când Dumnezeu va șterge lacrimile. Când Dumnezeu îmi va da odihna după care tânjește sufletul meu. Și nu o zi, și nu o săptămână, nu un amărât de concediu mă va repara pe mine, ci o eternitate cu Iisus Hristos. O veșnicie în cerul lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară, dragii mei, să putem să ne rugăm lui Iisus Hristos cu sinceritate. A fi o seară de întoarcere la Dumnezeu din toată inima noastră. Doamne, mă rog în limbi. Și nu mai reușesc să-mi dau seama care este limba suferinței aproapelui meu. Eu nu mai aud. Eu nu mai aud pe aproapele meu. Eu vorbesc în limbi, dar eu nu mai aud strigătul celui de lângă mine. Ce nebunie e asta? Ce nebunie e asta? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu va onora o astfel de viață? Dumnezeu nu va onora o astfel de viață. Nu e un păcat să nu vorbești în limbi, dar este un păcat nemaipomenit să nu auzi strigătul celui de lângă tine. Pentru că Hristos asta ne-a învățat și Duhul Sfânt, când a fost turnat, ne-a făcut sensibil să ardem pentru cel de lângă noi, că mor oamenii. Mor oamenii pe capete și nouă ne pasă de lucruri străine de voia lui Dumnezeu. Orbim în fiecare zi, din ce în ce suntem mai refractari, mai suntem mai betonați pentru păcat și mai puțin sensibili pentru viața de sfințenie. Dar fie seara aceasta, mărire lui Iisus, o seară în care să ne întoarcem cu toată inima. Știți de ce vă spun lucrurile acestea? Că vă iubesc. N-am venit să mă cer cu voi. Nu vă socotesc pe voi altfel decât alții. Mi-e martor Dumnezeu pentru că vă iubesc, vă spun lucrurile astea. Aș vrea în această seară Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze, să ne întoarcem la El. O, Doamne Dumnezeu meu, vreau aici să cântăm plin de bucurie. Și ar vrea să fie, Doamne, locașul acesta plin de Duhul Tău cel Sfânt. Să nu mai încapă nimic străin în viața mea. Și vreau din toată inima să începem în această seară cu un lucru. Iubiții Domnului, știți ce este Duhul Sfânt? Duhul adevărului. Nu vrei să încep să-L onorezi în seara asta? Doamne, nu două agende, una singură. Eu vreau să vin să spun ție, aici sunt un faliment. Mămânii sunt iute.
mi-am pierdut pacea. Eu nu mai am drag de cer. Atât de orbit și legat de pământul ăsta, am țărână în ochi. Totul în mine transpiră țărână. Vreau să am cer. Vreau să fiu plin, Doamne, de dor după Tine. N-ați văzut, iubiții Domnului, poate că să spuneți, dar stau aici și vă bat la cap până când o să vi se moaie inimile. Voi n-ați văzut cum am cântat de dorul Tău, Iisus iubit? Nu se poate, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Am văzut puțini ochi închiși. Am văzut puțini oameni plângând în această seară. Știți de ce? Pentru că am venit cu ceva străin în casa lui Dumnezeu. Pentru că a trebuit să venim în biserică nu doar ca oameni care să spunem, alo, 911, spitalul lui Iisus, mai dă-mi o doză, că-s prăpădit. A trebuit să venim aici plin de Dumnezeu și să cântăm la adresa Lui un cântec de laudă. Nu se poate să venim mereu ca niște oameni care mereu și mereu, stăm și așteptăm că El să ne atingă. Dar ar fi bine să venim și noi să-L atingem pe El, amin? În această seară vă cer un singur lucru, dragii mei. Vreau să spunem adevărul din inimă. Vreau să ne mărturisim lui Dumnezeu și împreună cu mine aici în față și orice slujitor și orice om prezent să ne pocăim de orice neadevăr. Să ne pocăim de orice falsitate, să ne pocăim de orice ipocrizie. Dați o șansă vieții voastre. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă arate ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Aleluia! Nu te juca cu focul, că într-o zi de pârjolește arzi. Haideți să ne ridicăm.